bicicliștii se înghesuie pe trotuare, chiar dacă acolo sunt praguri și alte pericole. Și carosabilul e plin, arhi-plin de mașini la ora asta. Nu e așa că dacă autoritățile preferau, ia uitați-l, coada e din vale de lângă Parlament, de la izvor. Dacă autoritățile n-ar fi dat zeci, sute de milioane pe mega catedrală și pe alte sindrofii, dar ar fi pus bani în infrastructură biciclistică sau în bandă dedicată pentru transportul public, pentru încă o linie de tramvai, de exemplu, aici pe 13 septembrie, care se ducă direct spre militari, spre Ghencea, spre drumul Taberei. Nu e așa că oamenii ăștia ar fi preparat să margă cu bicicleta sau cu transportul public. Dar așa, ia uitați-vă cum se chinuie. În fiecare zi petrec o oră, cel puțin dimineața, în mașină, și o oră cel puțin seara în mașină, ca să se întoarcă acasă. În schimb, au mănăstire, au mega catedrală, ia uitați-vă, e mai înaltă decât Casa Poporului. Ambuteiaj în intersecție în fiecare dimineață și seara. Și vine poliția și încearcă să dirigeze manual. Și fluier în țuruieche. Și speră că o să fie vreodată bine. Dar cum să fie bine dacă șefii lor politici nu se gândesc la soluții de lungă durată? Se gândesc doar la soluții populiste. Fac tot felul de pasaje, viaducte, mai lățesc pe undeva un bulevard și gata, cred că au fluidizat traficul. Dar traficul are nevoie de infrastructură uniformă peste tot, inclusiv parcări. Dar așa, ia uitați, este parcat pe trotuar, în intersecții. Și atmosfera e așa, nu doar aici, pe 13 septembrie, pe bulevardul care duce de la mega catedrală spre suburbii. Dar cam așa e tot Bucureștiul.